Capitolul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimețând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele, pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Capitolul 2. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești.
Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Îngerului bisericii din Pergam scrie: Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu 2 tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, marturul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Îngerului bisericii din Tiatira scrie: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor.